Bună ziua, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii La Subiect. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe pagina noastră de Facebook 1TV și live, bineînțeles, și pe canalul nostru de YouTube 1TV. Astăzi abordăm un subiect mai altfel față de ceea ce v-am obișnuit până acum pe dumneavoastră și vom discuta despre bursă, despre tranzacții și investiții. O să vedeți astăzi despre ce este vorba, o să vedeți și ce puteți să faceți dacă aveți așa o sumă pusă deoparte, să spunem, și vă doriți să investiți, vă doriți să faceți poate mai mulți bani, dar nu știți cum, nu știți de unde să începeți, nu știți sau poate vă este teamă să faceți un astfel de pas, iar astăzi o să învățăm așa cât de cât pentru început ce putem face dacă avem o astfel de dorință, dacă avem bani, nu foarte mulți, ci trebuie să avem ambiție și determinare, să facem mai mult decât am făcut până acum. Iar pentru a dezvolta și mai bine acest subiect, l-am invitat astăzi pe Ciprian Pop, care este trader profesionist și o să las pe el să ne spună mai multe astăzi despre ce înseamnă, de fapt, și acest business până la urmă. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi! Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și chiar mă simt încântat să stau astăzi alături de dumneavoastră. Este un subiect care nu este poate chiar atât de mult dezbătut, cel puțin la televiziunile de specialitate. Într-adevăr, se discută destul de mult despre bursă, despre investiții, despre tranzacții, despre ce înseamnă, de fapt, aceste lucruri. Pentru început, însă, o să vreau să trecem așa puțin în revistă și să vă cunoaștem mai bine, să vă cunoască telespectatorii noștri mai bine și să înțeleagă mai apoi ce înseamnă, de fapt, bursă, investiții și tranzacții. Corect. Foarte, foarte bune întrebările pe care mi le spuneți. În primul rând vreau să mă prezint. Mă numesc Pop Ciprian, am 37 de ani, sunt tătic, sunt un om de afaceri, am mai multe business-uri și, de asemenea, sunt și investitor pe bursă. Bursa este unul dintre mecanismele care ne poate aduce un venit, dacă știm exact cum să producem acel venit. Este un domeniu foarte, foarte interesant pentru că ești în continuă luptă cu cei mai buni oameni din lume. Și asta înseamnă că trebuie să fii foarte pregătit. Nu este destul să ai doar o sumă, pentru că am văzut foarte mulți oameni care spun dacă eu am, de exemplu, 100.000 sau 1.000.000 de euro, asta înseamnă că sunt șeful pe bursă. Nu, nu există așa ceva. De aceea, noi am început un proiect doar cu vorbitori de limbă română, pentru că eu sunt plecat în străinătate de mulți ani și am cochetat cu investițiile și doream să avem ceva al nostru, românesc. De aceea, proiectul se numește Academia de Trading și suntem doar vorbitori de limbă română. Să înțeleg că sunt destul de mulți români care sunt interesați de acest segment. Spre surprinderea mea, eu am cochetat foarte mult cu grupurile spaniole, pentru că am stau în Madrid și vreau să vă spun că acolo sunt foarte multe forumuri unde se dezbat subiectele despre bursă. Într-adevăr, în media apar foarte puține subiecte de acest gen să te învețe cum să tranzacționezi. În schimb, am intrat și pe forumurile românești și, într-adevăr, este o informație de foarte bună calitate, deci am găsit oameni foarte, foarte buni. Chiar dacă fac parte din concurență, trebuie să spun că suntem la un nivel înalt. În schimb, felul în care eu am învățat să fac acest business, deci să tranzacționez, este un pic diferit față de cum se face la noi în țară. De aceea am apărut și noi. Apariția noastră a venit tocmai în ideea de a sprijini, de a gândi într-un mod diferit, de a vedea acest business. Majoritatea oamenilor îl văd ca un joc unde intru cu niște bani și s-ar putea să câștig de pe o zi pe alta foarte mult, foarte mult profit. Și vreau să vă spun că bursa este un loc unde să pierd foarte mulți bani. Statistic, peste 75% din oamenii care încep să facă bursă pierd banii pe bursă. Și acum întreb eu, dacă există atât de multe informații, unde este problema? Cu siguranță există undeva o problemă din moment ce, exact cum spuneți dumneavoastră, nu este doar un joc de noroc, să spunem, pentru Există două feluri. Trebuie să existe probabil niște algoritmi, niște calcule care se folosesc atunci când cel care dorește să investească să și câștige până la urmă, pentru că asta e ideea de bază, practic. Tocmai de aceea, prin mentorarea pe care noi oferim în grupul VIP, care durează 6 luni de zile, tocmai asta învățăm pe oameni care este algoritmul, să înțeleagă cum se formează un preț. Este foarte, foarte important în momentul când tu vrei să investești, să știi unde.
În primul rând, este foarte importantă analiza fundamentală. La analiza fundamentală, să știți că avem colegi foarte, foarte buni în grup, care ne ajută cu anumite știri, cu anumite date economice, dar nu este destul. Pentru că noi știm că o știre apare în momentul în care toată masa are accesul la ea și atunci deja cărțile sunt făcute. Asta este și modalitatea de manipulare a masei și atunci noi am venit în Academia de Trading să învățăm oamenii cum să prevadă acea manipulare, pentru că ea este pregătită, este ca un război. Prima dată pregătești tactica, după aceea începe războiul. Niciodată nu începe războiul și după aceea facem tactica. Și atunci noi asta facem diferit față de ceilalți colegi din domeniu. Haideți să explicăm puțin mai bine ce face un trader de fapt, că poate puțini sunt familiarizați cu acest termen. Ce înseamnă de fapt? De fapt, traderul este un domn investitor sau doamnă investitor care dorește să cumpere la un preț ieftin și să vândă la un preț foarte bun, la un preț scump. Și aici este unul dintre subiectele cele mai des întâlnite, pentru că am văzut pe forumurile noastre, erau întrebări, de exemplu, înainte să începem noi acest proiect, care spuneau așa, am o sumă de bani, unde îmi recomandați să investez? Deci dorințe de investiție există în România, să știți că sunt foarte mulți traderi în România și buni, dar le lipsește ceva. Acel ceva face diferența, să știți. Pentru că este foarte important să știi când acel preț e scump, când acel preț este la un nivel mediu și când acel preț este ieftin. Asta facem diferit, pentru că îi învățăm pe oameni care sunt nivelele la care ar fi indicat să cumpărăm și la nivelul la care ar trebui să vindem. S-ar putea să nu vinzi în cel mai scump punct, pentru că lucrăm pe zone. Dar s-ar putea să vinzi la un preț foarte, foarte bun. Că asta este ideea. Deci facem trading la un nivel de gândire instituțională, adică profesionistă. Și ca să ajungem acolo este nevoie de educație. Educația face diferența, ca în orice. Pe parcursul acestei emisiuni o să mai apară din când în când pe ecran și un QR code. Și o să vă rog să ne explicați puțin și să le explicați celor care ne urmăresc ce ar trebui să facă, să scaneze acest QR code, iată, l-avem acum în imagini, și unde îi va duce acest QR code. Noi am început, de exemplu, acest proiect printr-o pagină de Facebook și un grup de Telegram. De ce grupul de Telegram? Este unul dintre avantajele care îl putem avea, să ținem oamenii cu informația într-un mod cât mai rapid. Adică dacă avem o știre sau avem ceva, oamenii să intre în acest grup și să vadă anumite analize. Noi zilnic avem postări, zilnic avem analize și săptămânal facem o oră de webinar gratuit ca oamenii să vadă felul în care noi gândim. Deci înainte ca oamenii să facă pasul spre noi, ei trebuie să vadă ce există în acel magazin. Ce există în acea academie, ce oferim. Dacă se încadrează și ei... Exact, dacă le place ceea ce facem, dacă este pentru ei, dacă văd ceva diferit față de ce au văzut până acum, pentru că surse de informare sunt foarte multe. Dar noi suntem niște oameni maturi și în momentul când facem niște investiții, ar trebui să ne alegem sursele de informare. Este foarte important. La fel cum facem în televiziune, nu? Când vrem să luăm informația, trebuie să alegem de unde ne luăm informația. E foarte, foarte importantă sursa și cu acest cod QR vă invităm în acel grup, în care să vedeți exact niște analize, o să vedeți niște știri, o să vedeți felul în care noi facem diferit acest business. Pentru că, la urmă urmei, este un business și trebuie să câștigăm bani. Și acolo sunt multe aspecte expuse despre cum, chiar dacă ești la început de drum, cum ar trebui să gândești ca să faci bani pe termen mediu-lung. Este o academie, așa cum spuneați, o școală, practic, unde cei care doresc să investească, cei care doresc să-și depășească, poate, condiția, o pot face. Și să nu uităm că în această perioadă este destul de complicat pentru unii să-și păstreze locul de muncă, să își găsească poate și un al doilea job, pentru că sunt situații diferite, sunt oameni care au copii în întreținere și le este poate destul de dificil și cu această pandemie și cu aceste probleme, crize și politice și guvernamentale care sunt, și atunci este poate un plus să participe la astfel cursuri. Îmi pare bine că ați atins acest subiect. De ce? Pentru că va veni poate și întrebarea. Pentru cine este acest business? Cui se adresează? Da, exact. Într-adevăr. Să știți că am avut, spre surprinderea mea, am avut un elev de 17 ani care a început să învețe cu noi.
Și vreau să vă spun că în această academie este loc atât pentru cei de 18-19 ani, cât și de cei care au deja vârsta de 60, 50 și ceva, 60 și ceva de ani. Să știți că avem elevi de la 18 ani în acest moment până la 60. Dar pot juca la bursă, pot după 18 face investiții, ani, mă gândesc că nu de învățat, învățat poți să înveți și înainte de 18 ani. Dar platforma, se pregătesc înainte. Exact, dar platforma poți să o deschizi doar în momentul când ești major. Da? Deci după 18 ani. Și vreau să vă spun că acest elev este unul dintre membrii cei mai vechi din Academie. Adică au început exact acum un an cu noi. Și este unul dintre cei mai buni oameni. Vă dau acest exemplu de ce? Pentru că pe mine mă entuziasmează să văd oameni tineri cu dorință de a se educa. Pentru că este singura noastră armă să ne educăm ca să ieșim din mediocritate. Ca să faci bursă, ca să te lupți cu cei mai buni, trebuie să înveți, trebuie să fii educat. Ca să faci bani, bani înseamnă putere, bani înseamnă energie. Ca să primești, să faci acei bani, înseamnă că trebuie să te educi, să ieși din mediocritate, să treci la un alt nivel, la investitor. Și asta spuneam, acest cod QR vă duce către un grup unde se află și niște admini. Adică avem niște oameni care au învățat cu noi de la început, pentru că am creat grupul de la zero. Și am ajuns la peste 4.000 de oameni în total, într-un an de zile. Deci am avut o urcare foarte bună și doar prin recomandări, să știți. Deci a fost un lucru care pe mine m-a entuziasmat să dedic mai mult timp acestui grup și să aduc o informație de mult mai bună calitate. Și o să vedeți că în acel grup toți oamenii se gândesc ca să-l ajute pe cel de lângă el. Deci am creat o comunitate nu unde să vindem un curs sau o perioadă de mentorare, ci să găsească omul un sprijin, o casă. Aseară, de exemplu, în grupul VIP am avut ultimul webinar și a ținut 3 ore. Teorie sunt 30 de minute, 40 de minute, dar 2 ore jumătate este momentul în care închegi comunitatea și o pui să lucreze, să lucreze în echipă. Este cel mai mare lucru care îl putem face noi oamenii, să lucrăm în echipă. Și cel mai dificil, aș spune. Foarte dificil, pentru că trebuie să-ți alegi oamenii să se asemene între ei. Pentru că e foarte, foarte important ca oamenii să înceapă să comunice și să se ajute unul pe celălalt. De unul singur nu puteam să fac și de acesta vreau să vă spun că acești 12 admini pe care îi avem în Academie, oameni care s-au format cu noi, am început chiar de la zero cu aceștia, vreau să le mulțumesc că sunt cei care au ajutat să fim astăzi unde suntem. Adică să dea informația mai departe. Asta este legământul meu cu mentorii mei, de unde am învățat trading, și legământul meu cu cei care urmează după noi, să dea mai departe informația. Da, pentru unii poate sună destul de complicat ce spuneți, totuși o echipă, practic, acolo sunteți de 4.000 de persoane, da. Sunt doar din România aceste persoane, că spuneați că vă adresați oarecum sunt vorbitori, celor din România. Sunt vorbitori de limbă românească și sunt oameni din Statele Unite, avem oameni din Dubai, de exemplu, avem oameni din Spania, din Italia, din Germania, din UK, avem... Gândiți-vă că sunt cursuri peste tot. Acest business are un marketing foarte bine pus la punct de a vinde cursuri. Deci sunt cursuri peste tot, dar în schimb oamenii nu vor cursuri. Oamenii vor mentori, oamenii vor suport. Mentori nu și vor. Probabil și câștig destul de rapid, pentru că cu răbdarea cred că suntem destul de prost la acest aici capitol. Este ne dorim să câștigăm cât mai mult, cât mai repede. Corect. Se aici poate așa să... Ați atins un subiect foarte, foarte interesant. De ce? Poate vine întrebarea, Ciprian, cei care învață cu tine câștigă tot timpul, toți câștigă bani, și vă spun nu. Există un factor care se numește lăcomia. Și să știți că lăcomia în acest business nu își are locul. Lăcomia este unul dintre factorii pe care ne duce pe noi investitorii să pierdem conturile de business, conturile de trading. Eu am fost unul dintre ei, vă recunosc. Am spus celor care intră în grupurile noastre, le-am spus, Ciprian a pierdut foarte mulți bani. Foarte mulți bani în România. Sunt foarte mulți bani și în străinătate. De ce? Pentru că eu am crezut că se poate învăța acest business de ppe grupurile online, de pe grupurile gratuite și nu am crezut niciodată că sunt nevoit să învăț de la cineva. Spuneam, eu pot să fiu autodidact, pot să învăț singur. Să știți că este nevoie de mentorare. Pentru că m-a costat mult mai mult pierderea decât mentorarea. Iar în acest moment, după ce am înțeles că am nevoie de cineva să mă ajute să înțeleg acest business, deja s-au schimbat lucrurile. Adică deja încep să câștigi. De 6 ani de zile la rând am pierdut bani. Și am 6 ani de zile în acest moment de când primesc mentorare. De când am primit mentorare, în primul rând, nu am câștigat din prima zi. Din prima zi după am cât început... cât timp v-ați dat seama că vă lipsește ceva totuși în acest lucru? După ce am pierdut tot.
Vă spun sincer, eu am fost unul dintre cazurile și cred că mulți dintre dumneavoastră care văd această emisiune se vor simți, pentru că se simte, se vor simți în pielea mea, pentru că începem cu stângul în acest business. Dumneavoastră ca prezentator, cât timp voi să faceți această carieră până să ajungeți să fiți prezentator? O perioadă lungă de timp. La fel este și în trading. Nu există să faci un curs de 6 luni. Nu există să ai un mentor 6 luni de zile și după aceea să fii foarte profitabil pe bursă. Există formă prin care faci businessul acesta pe termen mediu-lung, îți iasă calculele, dar de pe o zi pe alta nu există așa ceva. Acesta este mirajul care este folosit pentru a manipula piața. Că cu 100 de euro sau 1000 de euro vei trăi toată viața fericit și vin banii către tine. Și nu este adevărat. De aceea ai nevoie de mentorare. Eu, atunci când am pierdut tot, și inclusiv familia mea știe, soția mea știe, a fost momentul în care puteam să fac 2 lucruri. Ori să mă duc să învăț, ori să mă resemnez și să caut să fac altceva. Și am ales, zic, eu sunt un om care îmi place să învăț. Haideți să încerc și partea asta. Că unde a fost o sumă mare de bani, mai există o sumă de bani, dar să încerc să recuperez. Și atunci a fost momentul în care mi-am căutat niște mentori care să facă acest lucru de mulți ani. Unul dintre mentorii mei, și chiar vreau să-i mulțumesc pe această parte, chiar dacă nu mă înțelege că el este spaniol, dar să-i arăt video, José Antonio se numește, a fost unul dintre mentorii mei care m-a învățat cum să gândesc prețul. Când l-am văzut prima dată cu laptopul în față, fără nimic pe grafic, fără niciun indicator, am spus, Doamne, dar omul ăsta nu folosește nimic? Cum adică doar cu prețul și cu volumul în față și cu perioada de timp pe care o folosește, poate să vadă o previziune, poate să facă o previziune? Și am avut încă un mentor, fondator de fond de investiții cu peste 500 de milioane de euro. Acest domn m-a învățat cum să gândesc pe termen mediu-lung investițiile, tradingul, pentru că a lucrat în domeniul interbancar, în trading interbancar. Și atunci mi-am ales acești oameni, 2 piloni, unul pe parte de invest și celălalt pe parte de analiză tehnică, și aceștia m-au învățat cum să ajung să fiu Ciprian de astăzi. Deci mentorarea așa are locul ei. De ce bursă? De ce investiții? De ce ați ales această cale? Sau cum ați ajuns să... Vă dați seama că poate asta este menirea dumneavoastră și să faceți bani, dar și să îi învățați la un moment dat pe ceilalți cum ar trebui să facă acest lucru. De ce bursă? Să știți că am fost una dintre victimele pe care marketingul digital l-a avut. De ce? Pentru că am văzut un anunț la un moment dat pe internet că dacă cumperi nu știu ce acțiuni cu o sumă de bani, a fost prima mea tangență cu bursa. Doar trebuie să deschizi un cont într-o platformă de la un broker, pui acea sumă de bani, investești și deja începi să crească veniturile. Și credeți-mă că am crezut. Tentant. Foarte tentant. Pentru oricine ar citi acel anunț. Da, foarte tentant. Și atunci am căzut în această plasă, am pierdut primii bani, după aceea a venit următoarea idee, care a fost răzbunarea pe bursă. Aduc o sumă mai mare și atunci mă răzbun pe bursă și voi recupera și banii pierduți. A fost încă o palmă pe care am primit-o eu ca și trader. De ce? Și mi-am dat seama că totul este un miraj. După am mai cochetat cu anumite grupuri, cu anumiți guru, care se numesc, care prevăd viitorul, și nu există așa ceva. Nu există glob de cristal în lumea aceasta. Mi-ar plăcea să-l cumpăr, dacă ar exista, dar nu există. Și atunci mi-am dat seama, la un moment dat, după ce am cochetat o perioadă bună de timp, mi-am dat seama că trebuie să învăț. Iar după acești 6 ani de când am început să învăț, am avut la un moment dat cu colegii mei din grupul VIP, chiar primii colegi, am avut o înțelegere. Dacă eu vă învăț pe voi tot ceea ce știu, mă ajutați să dăm mai departe informația, să vedem dacă publicul dorește acest lucru. Și am văzut, și cu ajutorul lor, chiar încă o dată vreau să le mulțumesc, am ajuns să avem astăzi 4.000 de oameni în grup și oameni care să vedeți cum lucrează împreună. Ciprian Pop, chiar dacă astăzi va lipsi din grupuri, să știți că grupul respectiv merge înainte. Este un business... Aveți această liniște, practic, exact. Și dacă lipsiți o zi sau două, fără lucrurile merg în continuare și fără dumneavoastră fizic, exact. Online, să spun. Exact. Am creat acest business cu gândul ca toată lumea să aibă aceeași informație și, indiferent ce se întâmplă cu Ciprian, să poată să meargă înainte. De ce? Pentru că informația este una. Eu am adus, eu mi-am făcut datoria. De acum încolo depinde de noi să o dăm mai departe. Și de aceea există și grupurile VIP, grupul Master și clubul de trading, unde putem să învățăm în cele 6 luni de mentorare și după aceea să avem o continuitate în academie. Deci este gândit în așa fel încât cine rămâne după cele 6 luni de zile să poată ajuta alți colegi.
La ce nivel este dus această mentorare? Să ajutăm. Practic, acest curs cât durează? 6 luni? După avem... care, gata, oamenii sunt pregătiți să avem... investească, sunt pregătiți să și câștige? Avem, de exemplu, aceste... un program de mentorare, nu este curs, este un program de mentorare, care este gândit în felul următor. Timp de 4 luni punem bazele, care te ajută să înțelegi deja cum se formează prețul. Sunt niște zone, niște structuri care îți dau o probabilitate, pentru că lucrăm cu probabilități, de peste 75%. Ce înseamnă cei 25%? 25% înseamnă că trebuie să ai o gestiune monetară foarte, foarte bună dacă vrei să reziști pe piață. Nu este destul să ai o strategie bună. Trebuie să ai în vedere încă 3 factori foarte importanți. Avem gestiunea emoțiilor. Gestiunea monetară, adică gestiunea banilor, să vezi cât ești dispus să riști în fiecare tranzacție, și mai avem gestiunea timpului. Exact cum a spus dumneavoastră, suntem, de multe ori suntem cu gândirea că dacă acum am intrat în tranzacție, înainte să intrăm trebuie să ne vină profitul. Sunt oameni care vor asta în câteva secunde să primească banii. Cu asta pornesc, practic, cu gândul la profit, cât voi câștiga, cât voi probabil câștiga. Voi lucra un an, voi face investiții, după care toată viața voi sta liniștit. Și le-am spus, nu este destul doar să înveți, ci trebuie să-și gestionezi timpul, emoțiile, e foarte important, și lăcomia. Și de aceea avem un webinar în fiecare marți, seara, la ora 9, ora României, în care avem psihotrading. Este un program conceput tocmai pentru acei traderi, nu este neapărat să fii în grupul VIP, ci poți să fii și în grupul gratuit și să ai acces la acest webinar. De ce? Este foarte important să auzi oameni care au pierdut, oameni care au avut succes, să-ți arate pașii pe care ei i-au făcut ca să ajungă unde sunt acum. Și într-adevăr avem niște oameni foarte bine pregătiți. Eu am întâlnit un om din 200 de tranzacții, a avut mai puțin de 5 tranzacții negative. Vreau să vă spun că eu, până acum, atât în Spania cât și în România, nu am văzut un om să aibă atâtea tranzacții pozitive, una după cealaltă, deci consecutive. Și chiar pe această cale îi mulțumesc lui Bogdan, pentru că este un exemplu pentru noi. Este unul dintre elevii noștri, care are deja cu noi 7 luni și este în clubul de trading. Deci avem niște oameni care au rămas cu noi. Și atât după 7 luni a reușit acest număr impresionant de să știți tranzacții. Că... Cel puțin pentru mine, nefiind foarte cunoscătoare în acest domeniu, mi se pare foarte mult. Nu știu dacă este sau nu mult pentru vă spun o persoană lucru. Care practic este cam la început totuși, nu? Exact, este foarte la început. Acest domn a spus în felul următor. Am învățat de la voi din grup, am învățat să-mi gestionez emoțiile, am învățat cum să fac o gestiune monetară bună și am învățat ce înseamnă să faci investiții pe termen lung. Deci acest domn, când câștigă 20 de euro sau câștigă 15 euro într-o tranzacție, mulți spun, pentru acești bani nici mă mișc de pe canapea. Nu merită, am avut aceste comentarii în grup și le-am spus, domnii mei, gândiți-vă că într-o perioadă de timp poate ai 100 de tranzacții și deja nu mai vorbim de 20 de euro, vorbim de 2000 de euro. Deja se schimbă un pic aspectul. Și acest domn este unul dintre exemplele pe care noi le avem. Deci se poate să câștigi după cele 6 luni de zile de mentorare și nu este suficient doar să înveți, ci trebuie să te cunoști ca trader. Și de aceea programul este gândit în așa fel încât să ai toate pârghiile la dispoziție pentru a ajunge un trader de succes. Practic, acesta este și scopul proiectului pe care l-ați pus pe picioare în urmă cu aproximativ un an de zile. Un an. Da. Astăzi mă aflu în România, tocmai pentru că odată la 4 luni, pentru că noi lucrăm foarte mult online și vedeți că avem și QR-ul grupului gratuit. De ce? Pentru că lucrăm foarte mult online. Vrem să fim toți acolo prezenți și să dăm o eficiență mult mai bună în momentul în care transmitem informația. La fel ca și dumneavoastră cu televiziunea. Și atunci am gândit în felul următor. Suntem oameni. Oamenii trebuie să se relaționeze, să vadă că existăm. Și atunci, odată pe an, ne întâlnim la Convenția Academiei. Odată la 4 luni ne întâlnim la Convenția Academiei și odată pe an ne vom întâlni la... Va fi momentul în care toți oamenii din grupul VIP care au învățat cu noi se vor întâlni. O să facem o gală. Da, suntem un proiect nou, suntem un proiect tânăr și trebuie să ne axăm foarte mult pe nevoile oamenilor. Nevoile oamenilor sunt pe primul loc. Și aceștia doresc să empatizeze, să se cunoască, s-au creat legături. Oamenii nu se cunosc, doar online. Și atunci ei trebuie să se și cunoască în persoană. Să nu uităm de latura umană, pentru că online-ul de multe ori ne duce să fim foarte, foarte reci. Adică să avem foarte mulți prieteni pe partea online, dar pe partea vieții reale, în viața de zi cu zi, să nu avem prieteni. Și atunci ne vrem să facem și această conexiune.
Practic vor fi prezenți și cei din America și cei din Dubai, că spuneați mai devreme că da, sunt că membrii făcut, din întreaga lume, practic, vorbitori făcut, de limba română. Da, s-au făcut eforturi foarte mari de către, atât de către oamenii care sunt în România, pentru că vin de la distanțe foarte mari, vin din Brăila, de exemplu, vin la Brașov, vin din Iași. Sunt niște distanțe, totuși, și pentru mine, să știți că trebuie să le acord tot respectul acestor oameni, pentru că au investit în educația lor. Este un pas foarte important să-i areți, să areți familiei că tu investești în viitor. Ce să fac un copil, de exemplu, dacă vede părintele lui că învață? Și, va urma exemplul exact, cu siguranță. Exact. Și atunci, eu foarte mult le spun după această zonă de teorie pe care o predăm în mentorare, tot timpul le spun ce mi s-a întâmplat mie din viața de familie, din viața de trader și vreau să-i îndrum spre acel drum. De ce? Nu este destul să fii trader. Trebuie să fii om bun. În primul și în primul rând, trebuie să fii om bun. Nu există să fii inginer bun, medic bun, profesor bun, dacă nu ești om bun. Nu poți să ceri de la tine să fii trader bun dacă nu ești om bun. Și atunci, exact de asta, acest proiect este gândit, tocmai pentru asta, să ne întâlnim, să conectăm și să scoatem cei mai buni din noi și să oferim la, mai departe, generației următoare, ediției următoare VIP, să învețe cu noi și să vadă puterea grupului. Ce v-a determinat sau ce v-a ținut la un moment dat pe această linie, să nu renunțați, pentru că spuneați că ați pierdut destul de mulți bani la bursă și pe o perioadă destul de lungă de timp. Am pierdut constant. Unii ar fi tentat să renunțe. Da, să știți că am pierdut constant. Până când mi-am dat seama că trebuie să învăț de la niște oameni chiar care fac business-ul ăsta la full-time. Adică să aibă un istoric în spate. Unul dintre mentorii mei a predat la Institutul Wyckoff din Spania și așa l-am ales, pentru că am spus unde mai bine să învăț decât la un institut. Nu? Cineva care chiar știe ce face și îmi arată că are un istoric. Are peste 40 de ani de experiență în domeniu. Da, este un domn în vârstă. Eu mă rog să aibă sănătate pentru că încă mă ajută. Încă plătesc mentorare, să știți, că este foarte important pentru mine ca om să am un stâlp la un moment dat, când am nevoie să mă sprijin, să am un stâlp acolo. Încă mai întâmpinați da. Astfel de, da, de situații, astfel de momente în care mai aveți nevoie de sprijinul mentorului. Nu mă învață teorie, ci sunt situații în piață în care am nevoie de un mentor pe care să-l întreb care este părerea ta, pentru că el nu are globul de cristal. Dar am încredere în experiența lui de viață că îmi poate da această focalizare spre viitor. Și, într-adevăr, ați întrebat de ce ai continuat? Să știți că de felul meu sunt o fire luptătoare. Am jucat șah de performanță și sunt o fire luptătoare și n-am vrut să mă dau bătut. Conexiunile le aveți foarte bine exact, acolo în minte. Da. Sunt în, schimb, în schimb, mi-am dat seama că nu pot să fac acest lucru singur și trebuie să am acești doi mentori pe care i-am găsit și mi-am dat seama că doar împreună cu ei și să respect, e foarte important, nu doar să înveți, ci și să respecti ceea ce te învață, doar acel lucru te duce către câștig. Să știți că a durat aproape 3 ani de zile să recuperez acei bani. Deci au durat, deci i-am pierdut în timp, dar după aceea, ca să-i câștigi, durează. Și e foarte grea lupta cu tine. Foarte. Cel mai greu lucru este să lupți cu tine, nu cu bursa, cu tine. Pentru că nu avem răbdare. Chiar aseară în webinarul din grupul VIP, pentru că este în fiecare joi la ora 22, le-am spus colegilor, intrăm în tranzacție, sunteți dispuși ca 3 luni de zile să nu câștigați nimic? Care au fost răspunsurile? Acum ei mă cunosc că deja avem o perioadă de 4 luni împreună, dar la început nu-i pregătit nimeni pentru această întrebare. Cred că toată lumea da, toată lumea, în... exact. De ce? Pentru că majoritatea okay. Văd pe YouTube, văd pe Facebook, văd câștiguri enorme. Și aceste... se așteaptă și ei exact. Automat să câștige exact. La fel de mult, și probabil, într-o perioadă destul de scurtă. De scurtă. Nu există acest lucru. S-ar putea să-ți ieși o dată de 2 ori. Am avut eu personal, că vă vorbesc foarte mult din experiență proprie, am avut 9 câștiguri din 10 tranzacții, deci 9 tranzacții pozitive din 10 și în a 10-a, folosind una dintre armele pe care le folosește instituționalul ca să pierd banii, levierul, în a 10 am pierdut toți banii care i-am câștigat, plus o parte din banii care i-am avut eu. De ce? Există momente în care te blochezi în fața la calculator, exact cum stau eu în fața dumneavoastră, și nu poți să dai clicul, să oprești tranzacția, să oprești pierderea. Să știți că am avut situații și dintre colegii noștri din grup care mi-au spus acel lucru. Te blochezi. Deci cea mai mare luptă este cu noi. Nu cu bursa, cu noi. Practic acolo trebuie lucrat, sau și acolo foarte trebuie mult. Lucrat foarte mult. Peste 80% pentru cei care fac investiții la bursă este psihotradingul. Este baza.
peste 80%. 20% te poate ajuta teoria. Și foarte, foarte importantă gestiunea monetară. Adică dacă tu ai 1000 de euro, nu poți să aștepți ca lună de lună să câștigi 2000, 3000, 5000 de euro. Vorbim de 1000 de euro. Poate da. Dintre cei care ne urmăresc nu au la dispoziție acești bani, poate au, nu știu, 1000 de lei, să spunem, sau 500 de lei, dar da. Își doresc să învețe, își doresc să ajungă să facă mai mult. Îmi pare bine că ați atins acest subiect. Există o sumă minimă cu care recomandat. Pot să înceapă acest business? Da. Pentru că e până la urmă un business. Și acest este un business. Trebuie să ne gândim în primul rând ca să începi un business. Cât de mic ar fi un business clasic? Cât te-ar costa? Dacă tu vrei să intri în bursă cu o sumă mai mică decât acel număr pe care tu l-ai pus în planul tău de business, trebuie să iei în calcul că trebuie să fie și câștigul în concordanță cu acea sumă pe care o investești. Avem un plan pe care l-am făcut chiar luna aceasta cu colegii din VIP, din ediția 3, în care am calculat 1000 ca număr, nu contează că este 1000 de euro, 1000 de dolari sau 1000 de roni, cu 1000, dacă începi și mergi cu un 10% câștig pe fiecare tranzacție, da? Ajungi undeva în 5 ani de zile la peste 100.000, în 5 ani. Și acum vine întrebarea mea. Câți au mers la muncă, câți merg la muncă de peste 5 ani de zile și au deja acea sumă de bani câștigată? Puțin. Și vă mai spun un lucru. În momentul când încep să facă trading cu această sumă, majoritatea vor să câștige lună de lună dublu. Și nu există acest lucru. Deci pașii, gestiunea monetară este foarte, foarte importantă. Să ne canalizăm, pentru că dacă vrei să câștigi mai mult, pune mai mulți bani. Niciodată. Gestiunea monetară este singurul lucru care nu poate să fie negociabilă. Gestiunea monetară este cea mai importantă. Să nu, cartea de specialitate spune, să nu riști mai mult de 2-3% per tranzacție. Am văzut oameni care au riscat și am fost unul dintre cazuri. Ne credem viteși. Riscăm 10%, 20% din cont, 50% din cont sau tot contul pe o tranzacție. Este mirajul acesta al banilor, da. Acesta împinge practic o astfel de persoană care își dorește să facă investiții. Lăcomia. Lăcomia este cel mai mare dușman al nostru și mai avem încă un lucru inventat de către instituțional, de către profesioniști, ca să fie mai ușor să ne ia banii. Au inventat levierul, adică te împrumută, îți dă puterea să cumperi un anumit activ la o valoare cu mai puțin bani. Deci dacă tu ai avea nevoie să cumperi un activ, de exemplu, de 3.000 de dolari, îți dau șansa să-l cumperi cu 300. Ce înseamnă asta? În momentul când tu folosești această armă și nu știi să o folosești bine, s-ar putea să pierzi cont într-o singură tranzacție. De aceea a fost gândită ca să fie business-ul lor să fie foarte profitabil și noi să pierdem banii. Deci acest business este gândit ca noi să pierdem, nu să câștigăm. Există și o parte, un dark side, așa, o parte neagră. Exact. Am vrut să pun foarte mare accentul pe pierderi, nu pe câștiguri, pentru că nu-mi place mirajul. Și eu am fost victimă acestui miraj, am crezut în acest miraj, am crezut că într-un an de zile îmi schimbă viața și într-adevăr mi l-au schimbat, dar în rău. Pentru că am văzut că marketingul acesta de să câștigi nu știu de câte ori suma pe care o investești, e de fapt marketing. Și trebuie să ne maturizăm ca investitori. Să ne dăm seama că trebuie să luptăm cot la cot cu profesionistul. Dacă el spune că urcăm, mergem cu el. Dacă el spune ne oprim și mergem invers, adică schimbăm trendul, cum învățăm noi în Academia de Trading, trebuie să schimbăm și noi trendul. Deci niciodată să mergem în contra pieței. Și cum ne dăm seama, pentru un începător, să spunem, da? Cum își dă seama că unele site-uri, cum spuneați mai devreme, sau unele grupuri, că acum și pe rețelele de socializare circulă informații așa la liber, fără a fi cernută în prealabil. E foarte important. Cum își dau seama că poate fi o capcană, poate? E foarte importantă filtrarea. De ce credeți că facem în fiecare duminică, la ora 22 ora României, avem un webinar de analize? În care le spun oamenilor, aceste webinare nu le facem în scopul de a ne copia. Pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să copieze pe alți oameni care spun că sunt trader buni și copiază, fac aceleași tranzacții ca și ei ca să câștige, fără să învețe. Și le spun, în viața reală, mergeți pe stradă, alegeți un om la întâmplare, care voi credeți că e un om bun în business și îi dați o sumă de bani ca să vă aducă el banul acasă, nu există așa ceva. În trading, de ce s-ar întâmpla acest lucru? Dacă ar fi așa ușor, nu s-ar mai pierde bani. Și atunci, exact cum a spus dumneavoastră, cu ce sumă ai nevoie? Păi începem de la 1000 de roni, în mod normal. Dar ar fi ideal 2500 de euro. Ar fi un cont bun cu care să începem. Și după aceea, să facem filtrarea. Cine îți promite câștig, acela nu îți dorește binele. Nu există să-ți promită un câștig. Există să-ți arate un fel prin care să gândești acel preț, ca la un moment dat să-ți dea un X câștig. O previziune, atât poți să faci. Îi interzis prin lege să oferi câștiguri
să spui că această tranzacție îți aduce sigur acest câștig. Este interzis. Dar am văzut, în schimb, pe rețelele de socializare foarte mulți. Intrați aici, pune stop acolo, câștigul este sigur atât. Nu există așa ceva. Nu există. Este o formă de manipulare prin care vor să câștige adepți. Nu există. Trebuie să ne asumăm noi, să învățăm noi să facem acest business. Probabil de cele mai multe ori acei oameni rămân și fără bani și fără experiența de a putea continua poate mai departe. Știți ce e cel mai dureros? Că exact cum am povestit mai înainte de m-ați întrebat, se pot pierde oameni valoroși, oameni care chiar puteau să facă acest business din cauza frustrării. Pentru că au văzut că nu funcționează. Și de aceea suntem noi, de aceea am venit să ajutăm, să le arătăm oamenilor o altă formă de gândire. Nu mirajul banilor mulți, ci în termen mediu-lung, da, într-adevăr, vei câștiga o sumă foarte bună la suma pe care tu ai investit-o. Deci aceasta este diferența între noi și concurență. Deci, practic, dacă am 1.000 de lei sau 2.500 de lei, cum spuneați mai devreme, da, ce mi oferiți? Mie ca potențial investitor la un moment dat și pe termen lung, pentru că îmi doresc și cred că oricine începe aceste lucruri își dorește să investească pe termen lung pentru ca și câștigul să fie unul substanțial, cum spuneați, pentru că e nevoie de timp. În primul și în primul rând avem o comunitate care se bazează foarte mult pe suport. Eu, Pop Ciprian, ca și mentor, am adus o informație care le arăt oamenilor săptămână de săptămână că funcționează. Deci înainte ca dumneavoastră să faceți pasul, să învățați, să aprofundați, deci aveți o idee, aveți niște analize. Vedeți cum gândește Ciprian, cum gândește unul dintre adminii care fac analizele în lipsa mea. Și o să vedeți că toți avem cam aceeași gândire, avem aceeași structură, aceeași teorie și funcționează zilnic. Nu contează cum se numește activul, nu contează în ce time frame este activul, ci ceea ce contează este să știm acea teorie ca să putem să luăm decizii noi. Ce oferim? Oferim suport. Timp de 6 luni aveți un suport garantat al comunității. Ciprian se ocupă să explice teoria în cea mai simplă formă, exact cum vorbesc acum cu dumneavoastră. Și în românește, că este foarte important, pentru că nu toată lumea știm engleză la perfecție sau spaniolă la Correct. Perfecție sau alte limbi la perfecție. Și atunci oferim sprijin și suport în limba română. Și este foarte important că ne vom întâlni cu oameni mai bine pregătiți ca noi în multe domenii și aceia ne pot ajuta și ei la rândul lor. Deci comunitatea este gândită în așa fel încât în cele 6 luni de zile să ai deja o bază teoretică, să ai deja un suport de la niște oameni și să ai după aceste 6 luni posibilitatea de a continua alături de acei oameni, care este numit și clubul de trading, unde avem, de exemplu, este gândit pentru un an de zile și în acel an ai accesul la tot ceea ce se face cu următoarele ediții, adică să repeți cursurile. De ce? Pentru că repetiția e mama învățăturii. Și este foarte, foarte important să repetăm. Pe mine, personal, ca mentor, mă ajută foarte mult să repet teoria. De ce? Nu există om ca să aibă 100% teoria la degetul mic. Nu există. E foarte multă informație, dar se poate învăța și te poate ajuta să treci de la pierzător, să oprești pierderile și după aceea încet, încet să începi să crești contul. Aceștia sunt pașii pe care noi îi oferim. Mă gândesc că nu se adresează chiar oricui un astfel de business, pentru că trebuie să ai, cred că, câteva noțiuni de bază pentru a putea face astfel de tranzacții, pentru a avea și curajul de a investi, probabil. Am întâlnit această întrebare și spuneau, dacă nu sunt economist, dacă nu am lucrat într-o bancă, dacă nu am lucrat în domeniu, pot să fac acest lucru? Da. Este unul dintre businessurile care deschide poarta oricărei persoane. De ce? Pentru că dacă înveți cum să faci acest business și vezi că funcționează într-un anumit mod și vezi că dacă aplici gestiunea monetară și gestiunea emoțiilor și teoria pe care tu ai învățat-o, vezi că la un moment dat ai niște câștiguri. Deci este dedicată oricui. Dar trebuie să aibă aceste aspecte, trebuie să le țină în vedere pe tot parcursul lui de viață de trader. Poate face acest lucru de unul singur sau mai are nevoie de, nu știu, un prieten care poate să-l sprijine sau alți specialiști, să spunem, în jurul său? Am văzut această întrebare pe foarte multe forumuri. Toți ne dorim independență. Din punctul meu de vedere, nu există... Și să ne bucurăm doar noi de acel câștig, să nu mai aibă și alții parte din un trader, câștigul nostru. Exact. Un trader, în mod normal, în momentul când se oprește din învățat, vă spun din proprie experiență, este momentul în care acel trader moare. Eu sunt încă acel trader care încă citesc, încă învăț și încă plătesc mentorare. Le-am arătat la unii colegi de-ai mei care m-au vizitat la Madrid, le-am arătat inclusiv transferurile către mentorii mei ca să vadă că încă Ciprian plătește cursuri. Nu pentru că Ciprian nu știe,
ci pentru că Ciprian nu vrea să se oprească din a învăța. Pentru că un om când se oprește din a învăța, deja acel om este mort. Adică acel om nu dorește să treacă la un următor nivel. Și eu nu cred că ajungem la un moment dat în această viață să atingem apogeul. Asta este părerea mea. Mai ales într-un domeniu precum cel pe care îl prezentați astăzi, care este destul de, nu destul, este chiar foarte greu, foarte pare complicat. Simplu, exact. Pare simplu, dar este foarte complicat. De ce? Pare simplu pentru că este acel miraj al banilor, cum spunea, și lăcomia probabil, și atunci pare atât vreau de să atingem un subiect acest, foarte dar important. Este vorba despre roboți. Am văzut foarte multe reclame pe internet. Lasă robotul, lucrează în locul tău. Să știți că roboții fac bani. Este adevărat. Dar când? Când un activ urcă. Pentru că el știe să cumpere în anumite zone. El este programat. Și cei care sunt telespectatorii noștri, care sunt acum în direct, pot să vadă acest lucru. Pentru că ei sunt programați ca să cumpere în anumite zone. Dar am o întrebare. Când intră într-un lateral, adică când prețul se mișcă într-un maxim și un minim, ce face robotul? Sunt momentele în care au pierdut foarte mulți bani oameni care au cumpărat acești roboți și au venit în academie să-mi ceară părerea și le-am spus. Pot să-ți spun părerea, dar nu pot să dau click-ul în locul tău. Pentru că asta este munca ta. De aceea trebuie să înveți să faci bani și să nu mai fii victimă al marketingului. Pentru că marketingul este cel care aduce cele mai multe victime. Deci acești roboți sunt la fel, așa, un miraj. Exact. Nu ar trebui să gândească cei care își doresc să facă astfel de investiții că dacă există acești roboți, n-ar trebui să mai facă poate cursuri de specialitate, să spun. Corect, corect. Să știți că e un subiect foarte, foarte delicat. De ce? Noi știm că acum algoritmul care îl vedem în piață, algoritmul cu care se formează un preț este făcut de un robot. Dar întrebarea mea este, acel robot costă 1000 de euro? Costă 10.000 de euro? Dacă ar costa doar atât și îl produce milioane de euro, nu ar trebui să fie vândut la un alt preț? Și atunci, cum poate să intre în competiție un robot programat de oricine? Oricine poate să facă un robot? Să lupte cu robotul Băncii Centrale Europene. Deci este o luptă care nu-și are rostul. Adică este o luptă în care noi sigur pierdem. Nu știm când. Asta este punctul critic. Nu știm când. În schimb, un robot nu am văzut pe cineva să-l îmbogățească. Deci nu există să-ți aducă constant un beneficiu. Ci în momentul în care prețul intră, de exemplu, într-o paritate valutară, este momentul în care mulți oameni au rămas prinși cu banii și au rămas cu conturile la zero. Deci nu recomand. Pe cei care vin și vă solicită sprijinul, îi ajutați și să ajungă la anumite tranzacții? Pentru că fiind necunoscător, nu știe absolut nimic despre acest domeniu, vine spre dumneavoastră, trec cele 6 luni în care urmează acest curs. Ce se întâmplă după? Cum ajung să fac aceste tranzacții? E foarte important subiectul, pentru că să știți că majoritatea care vor să învețe cu noi, primul lucru ce cer? Dăm niște activi unde să fac și niște bani până trec cele 4 luni. Până una alta, dar să nu stăm degeaba. Și le-am spus în felul următor, zic, oameni buni, în primul și în primul rând, eu vă învăț, de asta sunt mentor, să vă învăț, să vă arăt cum gândesc eu. Și atunci, din cauza că avem atât recenzii pozitive, am avut recenzii pozitive, cât și recenzii constructive. Am avut niște membri VIP care au învățat cu noi și mi-au spus, mie nu funcționează teoria, eu am încercat, am pierdut bani. Și am zis, bun, uite, e o idee foarte bună care ne-ai dat-o. Și așa, ca o paranteză, după aceeași teorie, altul poate să câștige? După aceeași teorie, dar stai să vă spun, am ajuns la concluzia că noi predam, făceam cursurile de mentorare, dar nu vedeam ce fac oamenii când sunt singuri, cum gândesc acel grafic. Și ce am implementat de atunci și pe această cale acelui domn îi mulțumesc indirect, pentru că a avut o recenzie constructivă și mi-a spus în felul următor, nu funcționează teoria și l-am invitat într-un webinar în care să-l ajutăm. Și am văzut că nu aplica corect. Adică erau structuri în care teoria spunea în această tranzacție, nu intri decât să cumperi și el intra să vândă. Deci a interpretat greșit. Nu a fost greșit. Aplicată, practic, exact. Corect această teorie. Și atunci teorie. Ce facem? Ne-am gândit în fiecare dimineață la ora 9 și un sfert până la ora 10, ora României, să facem trading la cafea. Exact așa l-am numit. Unde facem analizele la 20-30 de activi zilnic, de luni până vineri. De ce facem aceste analize? Nu sunt semnale, ci vrem să dăm oamenilor un etalon. Să aibă cu ce să compare analiza lor cu analiza noastră. Și dacă ele coincid, atunci el ia decizia dacă se intre în piață sau nu. Dar să nu mai intre în hazard. Pentru că am văzut foarte multe pierderi din această cauză. Din lipsa unui suport mai amănunțit, adică mai la subiect, pe anumiți activi. Și acest lucru, să știți, că a dus la îmbunătățirea întregului program din Academie.
Deci, practic, îi îndrumați și spre locul unde poate ar trebui să facă investițiile, exact, să facă aceste tranzacții. Exact. Foarte, foarte bine punctat. Avem două grupuri deja gândite pentru un next level al Academiei de Trading. Ce facem acolo? Suntem mai mult de 10 persoane care căutăm activi cu potențial foarte mare de urcare în termen mediu-lung. Adică, termen mediu-lung ce înseamnă? De la câteva luni la câțiva ani. Ok? Sunt oameni care au bani 1.000-2.000 de euro de investit, dar sunt oameni, să știți, care au mai mult de 1.000.000 de euro la noi în Academie. Deci sunt oameni cu potențial foarte mare și acei oameni au nevoie de suportul acesta. Au învățat cu noi și vor activi. Deci ei au continuat în clubul de trading doar pentru aceste lucruri, ca să repete teoria cu noi și să aibă acest avantaj, să vadă acei activi cu potențial mare de câștig. Încă o dovadă că nu trebuie să se oprească doar la cele 6 luni, corect, de cursuri, ci trebuie să continuăm. Ci trebuie să continuăm în comunitate, pentru că împreună, gândiți-vă că suntem 10 oameni, 12 oameni. Deci nu exact, sunteți de unul singur, nu, în această academie, n-ați pornit practic. Nu am pornit și nu continuăm singuri, pentru că tot timpul din cei mai buni traderi vrem ca 2% să rămână cu noi în continuare și o să le facem niște condiții mai speciale ca să rămână în continuare alături de noi, pentru că o comunitate are baza pe persoana care aduce plus valoare. Și noi asta vrem, persoane care aduc plus valoare. Deci un om care astăzi vrea să învețe să înceapă să facă bursă, dacă vine în comunitatea noastră o să simtă căldura celorlalți colegi și o să simtă un suport din partea lor și o să vadă că în primul rând o să oprească pierderile. Asta e primul pas. Sunt oameni care renunță după prima pierdere, a doua, a treia, poate spun gata, nu este de mine, chiar dacă îi sprijiniți. Da, eu de exemplu în primele 3 luni de zile le spun oamenilor să facă demo, adică să deschidă, să facă tranzacții pe demo, nu cu bani real. De ce? În primul rând trebuie să... Se poate face, bineînțeles, acest lucru? Da, bineînțeles, și este chiar recomandat. În schimb, sunt oameni care spun, eu dacă nu simt adrenalină, nu pot să învăț. Și atunci le spun, faceți un cont mai mic, faceți un cont mai mic, riscați cenți, dar important e să vă intrați în mână. Imaginați-vă că dacă astăzi tu nu știi să mergi pe bicicletă, cum poți să iei o motocicletă de 1000 de centimetri cubi? Este la fel și în trading. N-ai cum să intri direct în piață să te bați cu ei, cu cei mai buni oameni din lume, cei mai bine pregătiți, dacă tu nu ai cunoștințele de bază. Și atunci oferim aceste webinarii în care învățăm vocabularul, învățăm baza și în 3 luni de zile deja știi despre ce e vorba. Iar în următoarele 3 luni de zile te specializezi. E foarte, foarte important. Deci așa este gândit programul de mentorare, să începi aproape de la zero. Și, cum spuneam mai devreme, și dacă vă doriți acest lucru, puteți să o faceți, chiar dacă nu aveți atât de multe noțiuni despre acest domeniu, pentru că învățăm de asta sunteți acolo. Învățăm să-i din mers. Îndrumați și să-i învățați. Programa este gândită în așa fel încât, chiar dacă știi doar niște lucruri de bază, da, sau poate nu știi deloc, este gândită de la zero, adică din momentul în care iei vocabularul să-l înveți cu termenii, până la face tranzacții bune. Deci este gândită toată programa de mentorare pe acest criteriu și vreau să vă mai spun ceva. Este foarte important ca oamenii care vor să facă pasul spre acest business să nu le fie frică în primul rând, dar trebuie să știe că trebuie să respecte cu sfințenie tot ce li se spune. Și aici vorbesc mai ales de gestiune monetară și gestiunea emoțiilor. Și să nu tranzacționeze înainte să învețe. Asta e o regulă de bază. Regulă de bază. Să nu tranzacționeze înainte să învețe. Pentru că îți riști niște bani și nu știi de ce ai pierdut. Sau ai câștigat niște bani și nu știi de ce ai pierdut. Și într-adevăr am avut colegi care în primele luni, în prima lună, au pierdut bani. Și vreau să vă spun că s-au oprit din tranzacționare, au învățat și acum sunt niște oameni foarte, foarte buni în acest business. Poți să trăiești numai din aceste lucruri fără a avea un job de bază, un loc de muncă stabil, cum și părinții noștri își doresc, măi, să ai o carte de muncă, să-ți meargă vechimea și așa mai departe. Poți să faci acest lucru fără a avea un loc de muncă? Le-am spus în felul următor oamenilor. Zic, dacă ați venit și vreți să mă ascultați din proprie experiență, vă pot spune în felul următor. Timp de 5 ani trebuie să mergi în paralel. Cea mai mare problemă este presiunea pe om că trebuie să câștige și este momentul în care el riscă mai mult în piață pentru că trebuie să-și acopere niște cheltuieli care doar din acest business nu-l poate, la început cu o sumă mică, nu le poate acoperi și atunci eu recomand ca tradingul să-l facă în planul secundar. Într-un plan secundar. De ce? Pentru că nu există presiune de trebuie să aduc banii acasă, să-mi întrețin familia. Și atunci dacă înveți
să faci trading timp de 5 ani de zile și ajungi la o sumă, într-adevăr ajungi la un moment dat în care business-ul pe care l-ai și ți-a adus până atunci un venit sau job-ul pe care l-ai, poate să treacă el în partea secundară. De ce? Pentru că tu deja ai un istoric. Tu ai o bază. Tu poți să spui, eu lunar câștig atâta. Lună de lună câștig atâta. Am văzut trader care spun, eu sunt mare trader că am câștigat 1 milion de euro dintr-o tranzacție. Și spun, nu ești mare trader. Un trader bun... De ce? E un trader este care... o sumă foarte mare. Adică mulți dintre noi nici nu e o sumă mare de imagina. Din noroc. Un trader trebuie să câștige constant. O sumă mai mică, dar constant. Acela este un trader. Un trader consistent. Cea mai mare diferență între un trader care a avut noroc și un trader care este constant este că acel care merge constant va ajunge la câștiguri mult mai mari. Iar cel care a câștigat dintr-o anumită tranzacție din noroc, la un moment dat ajunge să-i piardă toți. Am avut cazuri, 2,8 milioane de euro, a avut unul dintre domnii care m-au sunat contul și m-a sunat când mai avea în cont doar 1.300.000 și cu tranzacțiile deschise. Și am spus, domnul meu, acolo de ce ai intrat? Acolo era de cumpărare. Tu ai intrat în vânzare. Și mi-a spus, nu știu teorie, dar am intrat în piață. Deci nu contează câți bani ai, poți să-i pierzi. De ce? Pentru că a câștigat banii respectivi așa, cu noroc. Și atât cum pot apărea și problemele pe partea emoțională dintr-o... Și de sănătate. Și de sănătate, și exact. De sănătate. Eu am fost unul dintre ei care m-am închis în mine o perioadă de timp și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să ies din acea zonă și trebuie să mă pun pe învățat. Noi avem doar 2 minute din această emisiune, nu știu cum a trecut foarte timpul. Repede. O să vă rog să le transmiteți celor care ne-au urmărit astăzi, să le transmiteți un mesaj. Dacă și-ar dori să investească, dacă și-ar dori să intre în această lume, ce ar trebui să facă? Mulțumesc frumos pentru, în primul rând, pentru această invitație pe care dumneavoastră mi-ați oferit-o. Le spun în felul următor. Dragii mei, nu există miraje, nu există decât marketing prin care dumneavoastră sunteți invitați să vă pierdeți banii. Dacă vreți să faceți acest business, eu vă îndrum să învățați. Academia de trading, pe care o găsiți scanând acel QR sau căutând pe cipriampop.com, veți găsi mult mai multe informații. Academia de trading vă arată o altă formă de a vedea acest business și de a opri pierderile. O să vedeți din primul webinar care îl avem în mod gratuit de o oră în fiecare duminică la ora 22, o să vedeți, dacă intrați în acest grup, o să vedeți felul în care noi gândim un grafic și felul în care noi tratăm pe fiecare persoană. Nu sunteți un număr, sunteți o persoană pentru noi, cu nume și prenume. Și vă invităm acolo să ne vedeți și după aceea, înainte să faceți vreo tranzacție, să vedeți dacă ce ați făcut până acum este ok. Deci vă invit în primul rând să învățați. Nu știu dacă de la noi sau din alte surse, dar în primul rând să învățați să faceți ce trebuie cu banii dumneavoastră, pentru că sunt o resursă care se poate termina. Bun, cei care doresc să ia legătura cu dumneavoastră o pot face cu ajutorul acelui QR code. Dacă nu l-ați scanat în timpul emisiunii, puteți să o faceți pe pagina noastră de Facebook 1TV, acolo rămâne emisiunea și puteți să faceți acest lucru pe site-ul cipriampop.com și de acolo încolo nu rămâne decât să discutați, să vedeți dacă poate sunteți sau nu meniți să faceți acest lucru, merită să încercați, de ce nu? Oferim sprijin tuturor persoanelor care completează acel formular și așteptăm cu drag alerturi de această comunitate frumoasă pe care au creat-o colegii mei. Și eu vă mai aștept cu drag și cu alte ocazii, pentru că am mai fi avut multe lucruri de discutat, de explicat, practic, pentru că, repet, este o lume relativ nouă pentru unii, dar atât de bine împământenită în am încredere în poporul domenii. Nostru. Că avem foarte mult potențial, suntem niște oameni de valoare, uitați-vă în străinătate, oamenii care lucrează în străinătate și cei din țară, pentru că suntem niște exemple pentru străini, să știți, și vreau să facem o comunitate foarte, foarte puternică la nivel național deocamdată, dar avem speranțe mult mai mari. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă doresc și cu această academie și în tranzacțiile pe care le faceți. Frumos. Vă mulțumesc mult succes frumos. Și vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat și astăzi la noi. Să aveți o după masă frumoasă. La revedere!